CSMS Iași a ajuns în final la un acord cu fotbalistul nigerian Gomo Onduku, dat de oficial ca și transferat la finalul săptămânii. Atacantul a cerut luni, după efectuarea vizitei medicale, un salariu mai mare, iar negocierile au intrat în impas. Ieri însă, după mai multe discuții, cele două părți au ajuns la un acord, astfel că fotbalistul nigerian va reveni de săptămâna viitoare la antrenamentele conduse de Nicolo Napoli. În vârstă de 21 de ani, Gomo Onduku a evoluat prima dată în România la Concordia Chiajna, iar la Iași acesta a fost adus de tehnicianul Ionuț Chirilă.